Despre ouă. A venit doamna doctor Anca Hâncu. Bună dimineața, bine ați revenit. Ne-ați promis o discuție de genul ăsta de săptămâna trecută și abia am așteptat cumva să o începem. Ce ar mai fi de spus despre ou? E așa un aliment esențial, cum se vorbește? Este un aliment complex. A fost mult timp controversat că e bun, că nu e bun, dar de fapt este exemplul perfect că un aliment poate să fie aliatul nostru sau poate să fie dușmanul nostru. Depinde de noi, cum îl gătim, depinde în ce cantitate îl mâncăm și pentru a-l face aliat. Am crescut, mă rog, în copilăria mea, un verișor îndepărtat, sportiv la de factură, mâncam fiecare dimineață o omletă făcută din 12 sau uneori când era mai înfometat 14 ouă. Asta mi-a marcat tinerețea, nu știu ce ficat deține în acest moment, că n-am mai vorbit de mult. Da, probabil are o steatoză hepatică. Dar îmi pare că s-a dus mult. Da, dar el știa ceva bine, pentru că ouă, fiind, v-am spus, un aliment complex, are proteine de foarte bună calitate în albuș. În albuș există toți aminoacizii esențiali, deci avem triptofan, tirozină, lizină, în proporție potrivită și cu biodisponibilitate 100%. Ce adică asta? Aceste proteine sunt utilizate 100%, spre deosebire de linte, unde sunt utilizate 30%, și, să zicem, de brânză, unde sunt folosite doar 70%. Iată că albușul, și avem aici, ne-a făcut Vlăduț, o omletă albă, în care am pus un gălbenuș și cred că 3 sau 4 albușe și a făcut așa spumoasă și frumoasă. Și atunci, deci, valorificăm proteinele. Singur gălbenuș. Adică un ou întreg și vreo 3-4 albușe. Și atunci valorificăm aceste albușe, proteine, da, excepționale. Aha. Mâncăm și puțin gălbenuș pentru că este util și gălbenușul. Are și el ovovitelină, dar are și fosfolipide. Are și colesterol și atunci să nu aducem prea mult gălbenuș, în cantitate potrivită e bun pentru noi, dar nu prea mult. Am văzut pe rafturile magazinelor vestice doar albușul în tot felul de recipiente. Da, pentru că are aceste proteine absolut perfect. Și am văzut oameni care fac omletă doar din albuș dimineața. Da. Nu știu ce fac ei cu gălbenușele, am încercat și eu prin casă să le găsim o utilitate pentru femei, sigur, pentru păr, pentru față, măști cu miere, măști cu ulei de măsline. Ce recomandă specialiștii sau care ar fi cantitatea ideală? Cam de 2-3 ori pe săptămână, câte 1 sau 2 ouă. Sau varianta aceasta. Dar în afară de... Mult, nu fiecare zi Sunt și aici multe articole științifice. Chiar am răsfoit zilele trecute. Revista Nutrients a publicat o carte cu vreo 300 de pagini cu articole despre ouă. Sunt și unii care recomandă puțin mai des. N-avem totuși curaj să recomandăm mai des, dar de 2-3 ori pe săptămână e suficient. Celebră omleta, fie că o facem ratotă ca la noi sau albă, da, ne ducem în zona asta franțuzită. Mâncăm multe ouă. Mâncăm și ouă fierte. Fierte. Ouă fierte, avem aici un ou fiert. Și pentru că am zis că facem și nutriția distractivă, așa, să vedem dacă știți cum diferențiem un ou fiert de un ou nefiert. Prin învârtire. Prin învârtire, ia uite aici, ou fiert, ou nefiert. Da? Zicem că acesta e ou fiert. Cel fiert se rotește. Și cel nefiert, hai să vedem dacă am avut dreptate. Cel nefiert, uite, cel nefiert rămâne acolo. Da? Da, există tot felul de modalități, să vedem și dacă este proaspăt scufundându-l în apă. Dacă este proaspăt scufundându-l în apă și cel care este... Hai să vedem că știți mai bine. Atâția ani cu Vlăduț lângă noi, vă dați seama că urcă, și-au pus... Urcă unul coboară, dar și ne spune Vlăduț mai mult. Și-au pus amprenta. Da, ce mai conțin ouăle, să le amintim. O dată asta și doi, să ne spuneți cum ar trebui gătit cel fiert. Sunt mulți cel fiert ca tare, fiert moale, depinde cum îi place fiecăruia. Fiert moale câte 3 minute e, mă rog, preferatul meu, sau poșat în apa fiartă cu puțin oțet și cu sare, se aruncă și este și foarte sănătos și evităm uleiul. Dar omletele acestea sau ochiul, pentru că și ochiul e ceva foarte plăcut, se pot găti într-o tigaie de ceramică în care nu mai e nevoie să punem ulei. Corect. Pentru aderentă. Anti-aderentă. Spuneați că am omis lucruri din nutrienții ce sunt conținuți de ou. Da, în afară de proteine, de colesterol, ce am spus,
spus deja, e important să amintim că au vitamine A, B, D. Cele din grupul B, de exemplu, asigură sănătatea sistemului nervos. Cele din grupul D au legătură cu sănătatea osoasă, cu dinții. Și mai au și zinc, magneziu, minerale, fier, minerale foarte importante. Și până la urmă, ouul va avea beneficii pentru imunitate, pentru sistemul nervos, pentru sistemul hematoformator, formarea globulelor roșii, astfel că și la copii, la gravide, la noi, la toți adulții, precum și la vârstnici, ouul nu trebuie să lipsească din alimentație. Ne-am trecut acum 10 ani și mai bine printr-o frenezie legată de oul de prepeliță. Toată lumea consuma ouă de prepeliță. Puține calorii și foarte mulți le consumau crude la prima ora dimineții. Parcă n-aș merge chiar atât de departe. Riscul de infecție de salmonella este ceva mai mare și la ouă de prepeliță, și la ouă de rață, și ouă de gâscă, și atunci aș merge tot pe prudență. Compoziția e aceeași, deci atenție, și acolo există gălbenușul. Să vorbim puțin și de ouă de rață, care are, spre deosebire de un ou de găină care are 80 de kilocalorii, un ou de rață poate să ajungă până la 130 de kilocalorii, dar deja un ou de rață depășește rația de colesterol pe zi a unui adult, astfel încât doar dacă le împărțim cu cineva, îl mâncăm dimineața sau îl introducem în alimentația noastră. Un exces în consum, ce ar aduce? Bineînțeles că probleme hepatice și risc cardiovascular, pentru că cu toate că aportul exogen de colesterol înseamnă doar 30% într-un colesterol ridicat, restul e produs endogen, dar va fi important în crearea unui risc cardiovascular ridicat. Se depune pe pereții vaselor. Ca să avem o masă bogată, dar și sănătoasă, e bine combinăm cu legume, să combinăm cu vegetalele. Da. Mai puțin cărniță. Mai puțin, da. O roșioară, un castravete, cumva în gustul copilăriei. Orice salată, gustul orice ardei, orice e potrivit, da, ne-ați adus cu puțină sfeclă. Pâine. Merge? O salată de sfeclă, sigur că da. Se spune că ea consumă mai multă energie decât produce, adică pentru calorii digestie. Negative, cum să spun. Astea sunt calorii negative? Da. Deci mai răruț că e mai drăguț. Da. Am înțeles. Avem o concluzie legată de alimentul ăsta, înainte să ne întrebăm ce a fost întâi ouul sau găina? Un aliment complex, trebuie să existe în alimentația noastră și prudență, echilibru, moderație. Despre asta este vorba în fiecare discuție sau la fiecare discuție pe care o avem cu doamna doctor Anca Hâncu, despre moderație. N-avem cum să greșim atunci când echilibrăm foarte bine. Și ține și de bunul simț alimentar pe care îl tot propovăduim de atâta timp. Vă mulțumim tare mult. Dacă aveți întrebări pentru doamna doctor Anca Hâncu, pe pagina noastră de Facebook, într-un mesaj privat, noi le selectăm și când ne întâlnim, le formulăm ca să primiți un răspuns mult mai direct la eventualele probleme sau întrebări pe care le aveți. Încă o dată să rămână, mulțumim tare mult. Dani nu are astfel de curiozități, el știe totul despre ou. Nu-i așa? Bineînțeles.